E visul omului, foarte bine. Vrea să fie bogat, foarte bine, dar nu pe energia nu știu cui. Știi ce zic? E fieldul ei, a lui, la Oprah, mă uitam. Și lifestyle, bogății. Foarte bine. Și-a făcut, și-a împlinit visul. Dar cum l-a împlinit, da? Același psiholog. A fost un psiholog care s-a hrănit cu energia oamenilor. I-a nenorocit. Deci la o emisiune din aia cu miliarde care le-a avut ea în fața ei, cum s-a așa dezvoltat și pe ce a crescut bunăstarea ei? Tu înțelegi unde e și unde dai și unde crapă? Dar dacă omul are visul să fie bogat, lasă-l să fie bogat. Eu las să fie bogat, da. De ce din fildul meu s-a îmbogățit? Mie mi-a plăcut, da? Eu am trimis energie, m-a nenorocit, da? Să zicem. Vai, ce mișto emisiuni și ce amintire am din criptă, din viața anterioară. Dar fă-ți din fildul tău, de ce din fildul meu? Păi n-am, eu din fildul meu am făcut. Păi cum ai făcut din fildul tău dacă și mie mi-a plăcut? Înseamnă că ai tras din fildul meu? N-ai avut numai fildul tău. Da? Stai acolo tu în fața ta și fildu-te cu fildul tău. Ascultă-te cât vrei, da? Dar tu ai făcut o proiecție și prin ea te-ai băgat în... E ca și cum a fost... Deci asta facem. Acum schimbăm proiecțiile, le curățim, le transformăm, le... Da? Faci o proiecție cu public. Da? Și de aia era la un moment dat că lucruri adevărate, povești adevărate și eu stau și vorbesc, da? Și tu te hrănești. Și eu mă hrănesc, înseamnă că. Înțelegi? Ăla care vine și povestește la emisiune, bine, vin numai eu. Eu mă hrănesc din fildul meu. Înseamnă că e circuit. Da? Să zicem. La ce povestesc când e, mă privește doar pe mine. Da, la chestiile astea mari, unde se aduna lumea, Oprah, mă gândesc, da. Uite, și Teo mi-a venit cu, nu știu. Vine un om și îl invită în studio și începe. Da, și ați făcut, da, cum sunteți bârfe din asta pentru psihologi. Ei se cred psihologi, da? Ăștia la televiziune. Și începe nebunia. Omul se hrănește din... Se simte bine, mai bagă o glumă, mai nu știu ce, mai hi-hi-hi, mai aha. Și lumea, așa. Și uite cum construim proiecția nu știu cui o hrănim. Fieți-ți de proiecția ta că construiește-o și hrănește-o tu ție. Știi ce zic? Acolo e ceva, acolo e... Nu suntem bârfitori acasă, în ogradă, cu vecinii și nu bârfim, suntem oameni foarte de treabă, dar ieșim în fața publicului și ne organizăm bârfe internaționale. Ce ai făcut, prin ce ai trecut, prin ce... Mă uitam la o emisiune și venea Lady Gaga la ea și a început să plângă săraca, prin ce trece și eu n-am știut niciodată, nu m-aș fi gândit. Omul ăla e mort, e terminat la cât de sus a ajuns ca și cântă frumos și așa și ea înăuntru e boșteră la organism. Și se plânge la opera. Și aia, vai, vai, vai. Da. Știi? Și publicul aclamă și bate din palme și vai. Și omul ăla a venit și a venit boșteră și nenorocită la organism, să zic, prin ce a trecut. Și publicul a înghițit-o. Și Oprah și-a mai făcut două case. Lifestyle. Și asta idei nu are. Știi ce zic? Ei și ajung și ele între ele, vedetele. Știi ce zic? E ceva acolo. Acolo e ceva, da. Da. Păi nu vorbești despre vise. Omul vrea să fie vedetă. Lasă-l să fie. Da, lasă-l să fie. Da, acolo e ceva. Ești vedet tu, la tine acolo, n-ai nici treaba ai tu să... Și atunci ții în frâu energiile și face așa. La asta mă uit, la asta nu. La asta trebuie să o ador un pic, să fac un transfer energetic, da? Și să o înghit. Și să nu mai aud despre. Știi? Acolo e ceva. Și se întâmplă foarte puternic și învățăm cum să jonglăm cu energiile. E foarte important. Ăștia suntem și... mutanți. Și ăla care zice, e o nebun acolo, un nebun, un mutant, o nu știu ce. Ăla e super mutant și super nebun. Știi? Și umblă fiecare la...
ce avem de reparat și holograme ce suntem, că astea am sărit acum avatari, suntem niște holograme și să ne împăcăm cu ideea, da? Și să vedem de treabă, să ne vedem și dacă am venit de pe pământ, pe antipământ și să, pământul minunat e de fapt să face omul să sufere, be my guest. Înseamnă că pentru asta ai venit. Știi ce zic? Dar nu din afară, dinăuntru, energetic. Ești și justicarul, ești și ăla, e fieldul tău. Tu n-ai cum să te bagi la altul. Așa s-au întâmplat lucrurile după ce s-a trezit omul. S-a trezit doar în fieldul lui, în căcătul lui, de secole, de strămoși. Da, dar eu ce-i fac la omul ăsta? Dar eu cum te duci și îl mănânci de drag. Și ți-i dragă de ține să-l mănânci. Așa îl înghiți și transmit o energie. Și așa, rest in peace. E fieldul tău. Și tot despre ce toate vedetele despre care îmi vin acum mie și tot fieldul meu cu toată lumea, rude, nerude, nu știu care și nu știu ce, scuturi și rest in peace. Da? Și din zombii turnăm viața în fieldul nostru. Suflăm viață. Să se... sau să nu se... Da. Curaj, curaj. Pe culmea nu e nimeni cu nimeni și n-ai de la cine să întrebi. E doar de înăuntru toate răspunsurile. Și ce vezi, sunt tot programele din trecut, e ceva ce-a fost și... Orice vezi, înregistrări, orice te uiți la mine, dacă se uită cineva, e... Nu e în fieldul, nu ești în fieldul tău, nu ești în fieldul meu. Dacă te uiți la mine, nu ești în fieldul tău. Ce zic? Și dacă te învață ceva, o înregistrare, foarte bine. Îți lămurești în fieldul tău ceva. E așa sau invers? Dacă te uiți la ce am înregistrat și gândul tău asta e bun, nu cred că e așa, nu, nici nu sunt, da? Și te duci frumos în fieldul tău, înăuntru tău și îți faci cum știi tu mai bine. Și uite așa, lămurim lucrurile cu proiecțiile noastre.